și domnilor. O să încep cu un lucru care poate nu place la început. De obicei, cei care au dat suprema jertfă nu mai sunt între noi. Iar laudele sau eventual sprijinile mele se primește cei care au mai rămas. Așa cum și în armată, cei care mor rămân în ziua unde au murit, iar florile și îmbrățișările se primește cei care sunt doar. Deci, mă numesc Sfântul Nicolae, v-am spus, sunt din Buș și am făcut o organizație care s-a numit Grupul Clandestin Anticomunist. Vă dați seama că nu mai puteam să ne apărăm nicăieri și la securitatea ca să știa că suntem anticomunist. Sigur că clandestin este în plus, pentru că nu exista un grup legal comunist. Dar așa s-a numit. Din cei 19 inși care am fost, ca 20, a fost cel care ne-a dat urmă la securității, am fost formați de la un an până la 6 ani. Eu am primit 4 ani. Deci la 17 ani am intrat în 50 și am venit în 54. Vreau să vă spun că șeful a luat 5 ani, alții a luat 6 ani. Și aici este o chestiune care a trebuit să o cunoașteți. Că la un moment dat nu s-au dat pedepse în funcție de faptele noastre. Pentru că ați rămas pentru aceeași faptă, aceeași pedeapă. O nu! Dacă tu vin dintr-un mediu burghez, trebuie să ești o pedeapsă mai mare, pentru că stai mai mult ani după gratii ca să te poți educa. De când cel care a fost atras din element ca tine sau ca altul, un an sau doi ani, dacă a fost omul lor, a scăpat mai repede pentru că el s-a putut reeduca. Deci iată, câte de ați nașterea, toți pe el de abuzuri. Deci în momentul în care securitatea asta pe ăsta are 7 ani și ăsta are 6, nu mai conta ce-i făcut. Deci, de astfel, instanța era cea care parafa acele pedepse date de securitate. Pentru că m-am întâlnit întâmplător, chiar în lagărul care eram, cu cel care m-a închetat, și a fost și el arestat pentru că fiind un negru care s-a portat urât cu naționalii lui din Basarabia, și l-am adus aici, când spune mie acolo. Ziceți, domnule, că viața e făcută din bucăți? Nu! Îmi pare rău că nu v-am dat 25 ani. Deci el era cel care, de astfel, el ca el, cel ca el. Deci iată că am scăpat după 4 ani de zile. Am făcut întâi chisoare de la securitate, la Galați a fost cea mai grea închisoare, pentru că e o cameră de 42 sau pe 3 metri, eram 8 inși, dormeam așa în spate, găteau, iar doi erau la picioare. La capăt era un hârdău cu apă și un hârdău cu dejecții umane. Ei, cel mai rău era picioare, pentru că acolo nu-mi da dejecții, că era de unul îți un picior în cap, altul îți un picior în burt, așa mai și plăteam mereu. Aia am ajuns la Poarta Albă, la Peninsula, acolo am întâlnit studenții plecați de la Chitești, care am luat bătaie mai multe chiar decât la studenții decât am luat la securitate, dar nu a fost important, deci ei se dădeau reabilitație. Și cea mai grea închisoare a fost la Coasta Galeș, unde 6 luni de zile nu am primit decât o cană de apă seara, era apa pentru cantină, iar noi beam apă din bățe, din șantier. Și uneori, nu vreau să vă spun, cei care erau mai răi, urinau la capătul bății ca să bem. Noi vedeam înainte pentru că zic, până o să vină, tangajul ăsta o să bem. De acolo am plecat la Onești, unde a fost mai puțin, și am ultima diplomă de la IUD. Cea mai frumoasă în scrijoare, cea mai severă, dar care zic eu că m-am achitat fără niciun fel de probleme, pentru că n-am făcut pact cu diavolul nici atunci și nici după aceea, pentru că am găsit la Cinesas până în 88 referate și toate informative despre mine. Vreau acum, înainte de toate, mă bucur că s-a făcut această zi, că se poate vorbi și despre noi, al doilea an, și cei care rămân să nu uite că acest moment este unic. Și am să vă spun o ultimă frază și cu asta am terminat. Se spune așa, apa trece, pietre rămân, spune un proverb bătrân. Dar piatra cât ar fi de tare se macină cu vremea tânăr, și peste toate, până la urmă, doar apele rămân curgând. Deci cei care vin după noi contează, nu noi care ducem ca fiind. Deci, dacă eu care am luptat 7 ani, am luptat 6 ani, cine se va fie aici? Vă mulțumesc!